Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat nou, un prieten al emisiunii noastre. Așa că, fără să stăm pe gânduri, îi spunem bun venit domnului Ioan Știr, profesor la Houston Baptist University și pastor la Romanian Baptist Church of Houston, USA. Stimate domnule profesor, frate pastor, bine ați revenit la noi în emisiune. Mă bucur să vă revăd și să vă salut. Vă mulțumesc din nou pentru invitație. Salut de asemenea și pe toți cei care o să ne urmărească. Știu că ați sărbătorit deja Paștele, așa că vreau să vă zic și Hristos a înviat. Mulțumim, adevărat a înviat. Și aș vrea să anunț și tema din seara aceasta. Vom vorbi despre ceva, spune eu, foarte important pentru viața noastră de zi cu zi, o temă care ține de etică. Am numit-o eu în mod, să spunem așa, generic, principii de etică și conduită profesională. Cred că tema aceasta este binevenită în fiecare comunitate, fie că vorbim de comunitățile creștine, fie că vorbim de comunitățile care nu aparțin unei biserici sau, știu eu, nu au la bază valorile deocreștine, dar în special pentru comunitatea creștină și pentru oamenii de afaceri, oamenii care sunt angajați a unei companii sau poate chiar conduc o anumită afacere, o fundație, o organizație, trebuie să știe foarte mult și să pun accent foarte mult pe ceea ce înseamnă corectitudinea, etica la locul de muncă. Așa că vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a vorbi despre acest subiect și, bineînțeles, de a afla câteva informații în plus despre felul în care dumneavoastră vedeți importanța acestei teme și mai ales părțile acestea practice ale eticii în viața de zi cu zi. O mică pauză, înainte de a... Puteți să dați puțin mai încet difuzorul dumneavoastră? Puțin mai încet. Da, da, sigur că da. Așa e mai bine? E perfect. Bun. Da. Acum vine și întrebarea. Stimate domnule profesor, haideți să începem cu începutul. Cât de importantă vedeți dumneavoastră tema aceasta, în special în zilele acestea în care suntem tentați să nu mai respectăm nicio regulă, fie că vorbim de viața aceasta reală, plus la locurile noastre de muncă, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pentru vreme. Cum vedeți dumneavoastră importanța temei? Nu se poate fără etică în procesul de construire și dezvoltare și menținere a unei afaceri. Vrea cineva să-și construiască o companie, o firmă, un business, nu se poate fără principii morale. Asta vorbind din perspectiva creștină. De fapt, tot ce am să spun în seara aceasta o să fie bazat pe principiile ori pe valorile de etică creștină ori pe sistemul etic pe care îl descoperim în Biblie. Atât în Vechiul Testament, care a fost în primul rând destinat evreilor, cât și în Noul Testament. Este foarte important să ținem cont de lucrul acesta. Nu voi aborda principiile etice ori de etică a muncii dintr-o perspectivă filozofică sau istorică neapărat, nu încă pe timpul să mergem acolo, dar o să abordez totul dintr-o perspectivă a revelației morale pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a găsit de cuvință că este foarte important să instruiască pe iudeii de atunci, din perioada Vechiului Testament, dar apoi și pe cei din perioada Noului Testament și, bineînțeles, avem mult material adresat bisericii, deci urmașilor lui Hristos, creștinilor, vis-a-vis de comportament, mentalitate și muncă în general. De fapt, etica este știința binelui sau un sistem al valorilor morale. Dacă mergem la o definiție mai simplă și practică, dincolo de definițiile filozofice pe care le găsim în cursurile de specialitate. Da, deci o să abordez totul din perspectiva biblică, de aceea o să folosesc foarte multe texte din Sfânta Scriptură, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, pentru a susține principiile pe care am să le enunț aici. Niște principii
normative, de fapt, care sunt și trebuie urmate fără discuții. Deci cine vrea să construiască un business, cine se gândește, oricine are unul deja făcut, trebuie să țină cont de aceste lucruri. Dați-mi voie să încep cu un citat din Biblie, din Epistola lui Iacov. Am să citez de la capitolul 4, versetul 13, apoi 14 și 15. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă ar vrea, va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Am încheiat citatul din Epistola Apostolului Iacov. Ce înțelegem de aici? Când pornești o afacere, întreabă-L pe Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru călăuzire. Da, oamenii fără Dumnezeu pornesc așa cum spune aici Apostolul Iacov, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Își fac un plan, mergem acolo, investim atâta pe timpul cutare și vom câștiga atâta. Atenție la motivul profit, revin la asta mai târziu, dar mulți își ghidează afacerea după acest lucru, motivul profit. Tot ce au în vedere este profitul. Și de aici, da, scopul scujă mijloacele. Dacă profitul este scopul, atunci și mijloacele o să fie cele pe care ei le consideră bune ca să-și atingă acest scop. Nu întotdeauna sunt niște mijloace ortodoxe, corecte, potrivit cu dreptatea sau cu învățăturile pe care le avem în Sfânta Scriptură vis-a-vis de subiectul acesta. Dar, cum spun, o să revin la aceasta mai pe larg. Acum, revelația morală pe care o avem în Scriptură, de la început vreau să afirm, este suficientă pentru a ne ghida, pentru a ne călăuzi în procesul acesta al dezvoltării unei afaceri personale. Ori, dacă nu dezvoltăm afacerea personală, poate suntem muncitori simpli, lucrăm pentru cineva. Și în privința aceasta avem călăuzirea Domnului exprimată în multe teste și învățături biblice, dar despre aceasta poate cu alte ocazie. Acum, strict, o să vorbim despre principii călăuzitoare sau principii normative, care de fapt sunt niște imperative pentru etica muncii în general, dar și pentru cei care construiesc un business al lor. Interesant că morala a fost și este o punte între indivizi, între comunități, între diferite culturi. Înainte ca să vorbim de, eu știu, creștinismul instituționalizat sau să vorbim de o religie instituționalizată într-o anumită parte a lumii, morala, da, care este în codul nostru spiritual de la început, a fost o punte de legătură între aceste comunități. Și uitându-ne în urmă, cum s-au dezvoltat diferitele comunități, de exemplu, în America, să luăm America de Nord, și comunitățile din Africa. Foarte interesant, principiile morale se găsesc în aceeași măsură, atât la comunitatea din America de Nord, cât și la comunitatea din Africa. Un exemplu, de unde știa vânătorul sau pescarul când venea seara acasă că este bine să meargă la cortul lui, la coliba lui, să petreacă noaptea cu soția lui, nu cu a vecinului, nu la cortul vecinului să meargă. De unde știa el? Fără o lege scrisă, fără cele 10 porunci, fără codul lui Hammurabi, fără, eu știu, cunoștințe filozofice de morală și etică. Vedeți, aceasta a fost de la început în om. De fapt, Apostolul Pavel ne spune că conștiința noastră este paznicul nostru și aceasta este creată de Dumnezeu, este pusă din Dumnezeu ca să fie the security guy, să fie la locul ei ca să ne avertizeze, să ne motiveze, să ne călăuzească în tot ce este bine. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, vorbind într-un alt context, îl folosesc aici exemplu, că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, despre însușirile nevăzute, despre atributele lui Dumnezeu, este pus în noi, este pus în om de la facerea lumii, de la început, de la Geneza. Așa că, concluzionează Apostolul Pavel, omul nu se poate dezvinovăți. Deci fără nicio lege scrisă, fără niciun sistem etic,
Da? Ce se poate cunoaște despre bine, despre a face binele, este pus în noi încă de la început. Da? Pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă avem idee despre acest Dumnezeu căruia ne închinăm, normal că avem idee în primul rând despre binele suprem pe care El îl oglindește și pe care și noi trebuie să-L reflectăm în toate aspectele vieții noastre. În sensul acesta, vorbind de, o revenind la subiectul nostru, etica muncii și cât de important este ca să înțeleagă cei care construiesc afaceri și care își întemeiază o firmă și au în vedere o stare mai bună bazată sau ca rezultat al unui profit pe care vor să-l facă, este important să știe lucrul acesta. Modelul lui Dumnezeu este corectitudine, adevăr și mărturie bună, ce ține de un caracter bun. Nu contează cât de mare patron ești, ori șef de companie, ori director, în primul rând ce contează este caracterul. Vorbim de etică, vorbim de morală, vorbim de creștinism în general. În toate aspectele vieții creștine trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Caracterul este de o importanță deosebită. Mi-aduc aminte, un mare inventator s-a dus la Universitatea Harvard cu ani în urmă, era ceva aniversare, a fost invitat pentru ceva prelegere acolo și titlul prelegerii lui a fost Caracterul este superior intelectului. Vă dați seama să vorbești la o audiență ca cea de la Harvard, cu profesori, cu studenți de nota 10 din toate părțile lumii veniți și să le spui caracterul este superior intelectului. Și de aici a dezvoltat el și a amintit și a insistat pe importanța caracterului. Poți să fii cât de înțelept, cât de deștept, cât de inteligent în felul lumii, cât de educat și cu multe titluri pe care le vei dobândi în procesul de învățământ. Fără caracter nu ești ceea ce trebuie să fii într-o societate ca cea a noastră. Așa că revin la importanța caracterului și pentru omul de business, pentru omul muncii, pentru omul care își dezvoltă afacerea lui. În 1929, dați-mi voie să folosesc un exemplu aici, în 1929, chiar înainte de Marea Depresie, știm cu toții că în 1929, în toamna acelui an, a avut loc Marea Depresie, a început în America și apoi a afectat toată lumea și la noi în România s-a simțit și a fost o mare problemă. Dar înainte, cu câteva luni de Marea Depresie, declanșarea Marii Depresii, s-au întâlnit cei mai bogați 9 oameni din lume. Cineva a aranjat o întâlnire între ei, să-i vadă, să discute, să împărtășească, să audă de la ei direct cuvinte de învățătură despre succesul pe care ei l-au realizat și cum au ajuns să fie atât de sus pe scara realizărilor materiale. Și bineînțeles, a fost un eveniment și pentru media foarte important, jurnaliști, ziare, publicații de tot felul au fost angrenate în publicarea materialelor despre ce s-a discutat acolo și care au fost importantele învățături pe care le-au luat de la acești oameni de succes. S-a dovedit mai târziu că, de fapt, oamenii aceia, la vremea respectivă, aveau și ei problemele lor. Și succesul lor n-a fost clădit pe valori și principii etice corecte. De aceea, am să spun cum au sfârșit unii dintre ei după 25 de ani. Am citit așa, doi dintre ei s-au sinucis. După 25 de ani, cam asta a fost soarta lor. Doi dintre aceia care s-au întâlnit la acel meeting s-au sinucis. Ce probleme au fi avut? Bunul Dumnezeu știe. Un altul a sfârșit ca fugar din calea justiției într-o țară străină. Un altul din cei 9 a sfârșit fără să aibă un ban pe numele lui. Și așa mai departe, toți dintre cei 9, nici unul nu s-a bucurat de succesul pe care l-a fluturat și l-a propovăduit atunci la acea întâlnire. De ce? Pentru că realizările lor au fost făcute, ori au ajuns la realizările respective fără a ține cont de o conduită morală bună, au ignorat multe valori, au făcut ceea ce numesc americanii
the shortcut, de multe ori au făcut acest, au luat-o pe scurtătură ca să ajungă la, eu știu, profit mai mare, venituri mai multe și da, să ocolească și principiile de lege, pentru că de multe ori cei care dezvoltă afacerile și business-urile asta urmăresc. Profitul în detrimentul ocolirii principiilor de lege sau a ignorării valorilor etice și creștine, și de aceea nu se pot bucura de realizările lor. Foarte mulți au ajuns să dobândească, să aibă foarte mult, dar în cele din urmă nu se pot bucura, n-au satisfacția muncii despre care vorbește Biblia. Da, de aceea citim și în Cartea Proverbelor, mai bine puțin cu dreptate. Ești mai fericit, ești binecuvântat înaintea lui Dumnezeu care evaluează totul, atunci este omul fericit când a dobândit ce a dobândit, a realizat ceea ce a realizat, dar sub călăuzirea lui Dumnezeu și după modelul pe care Dumnezeu ne l-a lăsat. Acum, este important să ținem cont de lucrul acesta, cum am citit de la Iacov. Când începe o afacere, începe cu Dumnezeu. Este primul principiu al dezvoltării unei afaceri de succes. Da? Ca să nu zic binecuvântate în termenii noștri creștinești. Deci începe cu Dumnezeu. În al doilea rând, continuă cu Dumnezeu pe tot parcursul afacerii tale. Că este vorba de relație cu oameni, că este vorba de relație cu parteneri, cu alte companii, cu alți investori, cu băncile, cu statul, cu politicienii. Urmează modelul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să continui afacerea cu Dumnezeu. Și care este acest model al lui Dumnezeu? Dreptate? Totdeauna stai cu ce este drept. Adevărul? Stai cu ce este adevărat, pentru că minciuna nu aduce binecuvântare. Și prin aceasta vei avea o bună mărturie ca și un om de business, o bună mărturie ca și un om de afaceri. Parcă s-a împământenit la noi în cultura noastră, din câte observ și eu de aici de la distanță, sau dacă vin în România, când aud pe unii, o s-a luat cu afacerile și s-a îndepărtat de biserică. Păi ce s-a întâmplat? Că asta nu trebuie să se întâmple. Dacă ai afacere, dacă ești, poți să fii cât de bogat, să ai business cât de mare, n-ar trebui să te împiedici să te depărtezi de biserică, pentru că dacă te îndepărtezi de biserică, înseamnă că te îndepărtezi și de Dumnezeu. Și aici este marea, marea problemă. Avem în Biblie modele de oameni care au stat lângă Dumnezeu și au fost bogați și au fost oameni deosebiți, au fost oameni evlavioși, au fost oameni cu bună mărturie, au fost oameni ai dreptății, ai corectitudinii. În toate tranzacțiile și în relația lor cu ceilalți au urmat acest model al lui Dumnezeu. De aceea au fost binecuvântați și îi avem ca exemple în Sfânta Scriptură. Mă folosesc la punctul acesta de doi dintre aceștia, Avraam și Iov. Avraamul a fost un om extraordinar de bogat. A fost un om extraordinar de bogat. Dumnezeu l-a binecuvântat, Dumnezeu a fost cu el, pentru că și el a fost un om credincios și credincioșia lui este menționată de multe ori în Biblie și este dată ca model. Dar când a venit s-a evit o problemă între Avraam, slujitorii lui Avraam și slujitorii lui Lot. Ce s-a întâmplat? Competiție în business. Da? Nu mai aveau spațiu pentru turmele lor, că asta era business lor, erau fermieri și nu le mai ajungea terenul pe unde erau ei acolo. Și atunci muncitorii, celor doi, a lui Avraam și a lui Lot, s-au ciondănit și atunci s-a pus problema ce să facem. Avraam, om înțelept, a zis, trebuie să ne despărțim. Despărțim afacerea. Tu te duci în direcția în care găsești de cuvință și l-a lăsat pe nepot să aleagă. Foarte interesant. Uitându-te la Avraam ca la om de business acum. Cum e o hotărâre care, eu știu, de obicei ar trebui să fie în avantajul tău? Aparent se pare că Avraam a luat o decizie în dezavantajul lui. Asta din perspectivă omenească, din perspectivă dumnezeiască. Niciodată nu pierzi când te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Niciodată nu pierzi când te lași călăuzit de voia lui Dumnezeu și acționezi în baza acestei voi a lui Dumnezeu, nu te lași motivat de, determinat de motivul profit. Revin la expresia aceea, motivul profit, pentru că mulți au în vedere doar acest lucru, profit, eu să câștig, eu să am mai mult, eu să
să câștig din afacerea aceasta, din tranzacția aceasta. Ei bine, atenție, noi ca și creștini trebuie să urmărim întotdeauna modelul lui Dumnezeu, care uneori implică renunțare la acest motiv profit, de dragul de a păstra mărturia. Așa îl văd pe Avram în cazul acesta. Îi spune nepotului, alegeți tu zona geografică unde vrei să mergi și tu te duci în direcția aceea, eu mă duc cu ce rămâne. Bineînțeles, Lot a ales câmpia, a ales lunca, a ales zona mănoasă a regiunii unde erau. Avram a rămas cu dealurile, cu pietrișul, cu ce mai era pe acolo. Din punct de vedere omenesc, Avram a greșit aici. Din punct de vedere dumnezeiesc, Avram a câștigat. De ce? Pentru că Lot se duce în câmpie, unde era civilizația destrăbălată, se unește cu ei, locuiește între ei, peste ani ajunge ca să piardă totul. De fapt, Avram de-abia îl scoate de acolo, iar în cele din urmă, Lot va ieși din Sodoma cu mâinile goale. A dus un business de succes în Sodoma. Când iese din Sodoma, da, când vine pedeapsa lui Dumnezeu, Lot iese cu mâinile goale. Cine a câștigat? Avram, care s-a lăsat călăuzit de voia lui Dumnezeu. Avram, care a dat întâietate celui care era competitor în business, da? Iar Lot, care a avut în vedere, eu știu, motivul profit, este mai bine aici, o să fie mai bune, mai grase, mai productive, oile mele, cămilele, boii mei și așa mai departe, a pierdut tot. Al doilea exemplu pe care îl avem. Stimate domnul profesor, ce vreau să vă zic este, ce vreau de fapt să vă întreb este, totuși există, dați exemplu acela și din România despre vorba aceea care circulă și într-adevăr este o vorbă reală, dar și aici vedem că în multe cazuri, în majoritatea cazurilor, în avuția, prosperitatea ia mințile omului, iar iubirea aceasta de bani transformă în mod negativ credinciosul și la un moment dat, într-adevăr, pierde relația cu Dumnezeu. Ceea ce vedeți dumneavoastră și e foarte frumos ați explicat aici este cu Avram, deși era un om foarte bogat, rămâne credincios. Poate un om foarte bogat să rămână credincios și acum reveneați la exemplul lui Iov, un alt exemplu de un om foarte bogat care totuși rămâne credincios. Da, mulți am auzit și când am fost în România, mulți cred așa, dacă intri în afaceri, dacă îți construiești o firmă, automat trebuie să folosești anumite metode neortodoxe. Mai o minciună, mai o mită, ceva ca să te strecori, ceva ca să iei un anumit proiect pe care, din care o să câștigi mult. E bine, nu e așa. Dacă ești corect înaintea lui Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Eu înlocuiesc succesul omenesc cu binecuvântarea dumnezeiască. Și asta ar trebui să urmărească un businessman creștin, un om de afaceri creștin. Urmăresc binecuvântarea lui Dumnezeu ori succesul omenesc, ghidat de motivul profit. Pentru că atunci când urmărim binecuvântarea lui Dumnezeu, atenție, asta vine și cu partea materială și cu partea spirituală. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât succes profesional. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă păstrarea, da, a mărturiei bune, păstrarea ta ca și păstrarea unui caracter bun înaintea lui Dumnezeu, care este de o bună mărturie, dar apoi și dobândirea părții materiale, pe care de fapt unii nu mai insistă pe aceasta. Acum revenind la modelul lui Iov. Când deschidem cartea Iov, citim așa, era în țara Uți un om. Și după aceea sunt patru lucruri pe care le găsim despre Iov. Că era neprihănit, că se abătea de la rău, că îi mergea bine, apoi aflăm, avea un business de succes extraordinar, cel mai bogat om dintre fiii răsăritului, spune Biblia. Cu toate acestea, a fost și cel mai sfânt și cel mai de caracter businessman dintre fiii răsăritului. Asta ne imaginăm Orientul de astăzi, da? Cel mai cuvază. Și n-a fost cuvază pentru că avea multe oi și turme de oi și cămile și boi și ce mai avea el acolo și o familie frumoasă, da? 7 feciori, 3 fete. Cine era ca Iov? Prieteni mulți, da? Că așa este când business-ul este de succes, se adună și prietenii. Mărturia lui Iov a ținut de relația lui cu Dumnezeu, nu de succesul material. Foarte important să reținem lucrul acesta. Mărturia noastră ca și creștini ține de relația cu Dumnezeu, da, de oglindirea caracterului lui Dumnezeu în noi mai degrabă decât
eu știu, capabilitățile intelectuale decât realizările profesionale, titlurile pe care le dobândim, numele firmei, reputația firmei și așa mai departe. Este foarte important să ținem cont de lucrul acesta. Pentru că, în cele din urmă, vedeți, Dumnezeu răsplătește pe un om de afaceri, pe un om care face o afacere bună și corectă. Îl răsplătește pe el, răsplătește familia lui și răsplătește, ori binecuvântează și pe alții prin ceea ce i-a dat acelui om. Începește acum, vedeți, lucrarea cu oamenii, că este foarte important. Cine dezvoltă o afacere, face o firmă, nu poate evita lucru cu oamenii. Că e vorba de muncitorii lui, că e vorba de parteneri de business, că este vorba de cei pe care îi are ca partener în tranzacții, în înțelegerile contractuale. Atenție! Niciodată nu trebuie să sacrificăm valorile biblice, valorile creștine pe, eu știu, o să le substituim cu învățături, cu modele omenești. Când vorbim de etică, da, unii poate că ar vrea să știe mai mult despre acest subiect, se vor împotmoli în sisteme filozofice de la Aristotel, la John Adams, la Kant, la Hegel, la, eu știu, alți moraliști și filozofi și chiar și predicatori creștini. Este la mod în vremurile acestea să vorbim despre Evanghelia socială, să vorbim despre o gândire pozitivă, dar și o aplică cel mai mult probabil în domeniul acesta al business-ului. Ei bine, sunt niște principii foarte simple în Scriptură care ne ghidează în privința aceasta și nu trebuie să apelăm la filozofuri, să plătim bani pentru cursuri și conferințe ca să învățăm ce este drept și cum să procedăm și cum să aplicăm cu dreptate aceste principii biblice. De exemplu, vorbim despre evitarea înșelăciunii în înțelegerile contractuale. Este clar, avem un text, să vă-l citesc, de la Luca 19:11. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. În înțelegerile contractuale, procesul de vânzare, cumpărare, negustoria în general, comerțul, orice ar fi, este foarte clar principiul. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Citat de la Luca 19:11. Apoi, la Iacov 5:12. În același text de unde am citat la început despre călăuzirea Domnului și a porni la business cu Dumnezeu, de la Iacov, deci citesc acum. Da al vostru să fie da, nu să fie nu. Da al vostru să fie da. Ai spus da, așa faci. Nu pierzi când spui da și rămâi lângă da. Nu pierzi. Dar nu pierzi dacă spui nu atunci când rămâi lângă nu. Cuvântul este, cuvântul pe care îl rostim, angajamentul pe care îl facem, decizia pe care o luăm, contează foarte mult. Pentru că, vedeți, partenerii de business și oamenii cu care lucrăm sunt câmpul nostru de misiune. Atenție încă o dată. Poate o să urmărească și unii care au afacere, au compania lor, au firma lor. Oamenii cu care lucrăm, oamenii cu care facem tranzacții, celor cărora le vindem sau de la care cumpărăm ori împrumutăm ori, sunt câmpul nostru de misiune. Bine ar fi să vadă în noi urmași ai lui Hristos, să vadă în noi oameni care aplicăm învățăturile Domnului potrivit Sfintelor Scripturii, nu neapărat avarism și lăcomie și un om care caută întotdeauna să înșele, caută întotdeauna să aibă el mai mult. A fost întrebat odată un om de business aici în America, ce înseamnă pentru dumneavoastră mai mult? Desigur, era pe lista cu cei mai bogați oameni din lume, așa cum se face cu Forbes Magazine. Și ce înseamnă pentru dumneavoastră succes? Ori ceva de genul acesta a fost întrebarea, mă aduc aminte exact, și răspunsul lui a fost să am întotdeauna mai mult. Deci pentru astfel de oameni nu este limită. Cât să ai? Pe de altă parte găsim și oameni și vorbim de cei care au zidit America aici, John Rockefeller și Andrew Carnegie, unul cu petrolul Rockefeller și celălalt Carnegie cu oțelăriile de la Pittsburgh. Și dar între oamenii care au construit America, se spune, spre finalul vieții s-au oprit, s-au zis, hei, pentru mine, am câștigat, am făcut, acum las pentru mine, las moștenire copiilor,
dar dau înapoi societății și comunităților. Și au început. Rockefeller a fondat Universitatea din Chicago, de exemplu. Carnegie a înființat Carnegie Hall din New York și biblioteci și spitale și au dat. Deci din profitul lor au dat. Un lucru foarte important este aici, după ce te binecuvântează Dumnezeu, să nu uiți să dăruiești. Dăruiește și semenului, dăruiește săracului, dăruiește celui dăruiește comunității în care ai trăit și care a beneficiat de produsele pe care le-ai pus tu pe piață. Da? Au fost avertizați israeliții în Vechiul Testament să nu uite de cel care nu-i merge prea bine din punct de vedere material și este lângă el. Mai ales dacă sărăcește și să-ți aduci aminte, să te uiți la el. Și când adunau, snopii la seceriș, trebuia să lase un colț nesecerat pentru cel sărac și pentru străin. E un principiu foarte important acesta, să cei care au business și urmăresc profitul și sunt binecuvântați, să se îngrijească și de cei săraci pe care Dumnezeu a îngăduit să fie pe lângă ei, ori să-i aibă lângă ei. Apoi, pentru dezvoltarea unui business de succes este foarte importantă, mentalitatea spirituală. Mentalitatea spirituală te va ajuta întotdeauna să stai aproape de Dumnezeu, să cauți voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. În toate lucrurile. Citim așa la un alt text, am să vă dau, din Mica, capitolul 2. Zice, vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Vai de cei care cugetă nelegiuire. Mulți din cei care s-au avântat în domeniul acesta al afacerilor și au construit business-uri și firme, cugetă nelegiuirea ca să facă un pas mai departe, ca să dobândească mai mult. Ei bine, răspunsul Domnului, în urma evaluării pe care le-o face, este acesta. Vai! Vai de voi! Un vai prin care Dumnezeu îi judecă. Un vai prin care Dumnezeu îi avertizează și un vai prin care le spune, dacă nu vă opriți, o să vă opresc eu. De aceea vreau să folosesc și un cuvânt pozitiv la punctul acesta. Atâta vreme cât Dumnezeu ți-a îngăduit să fii sănătos, ți-a îngăduit să cunoști Sfintele Scripturi și ești un om de afaceri, ești un om de succes în afaceri, nu uita să te pocăiești dacă ai greșit. Nu uita să corectezi ceea ce ai făcut și poate numai tu știi. Din condei ai mai adăugat 20 în favoarea ta la o tranzacție sau... Nu uita, Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu spune Eclesiastul, cartea Eclesiastului, așa se încheie. Dumnezeu va aduce la judecată orice lucru, orice faptă, cunoscută sau necunoscută, bun sau rău. De aceea este important totdeauna să ne evaluăm deciziile pe care le-am făcut, hotărârile pe care le-am luat, acțiunile, tot ce am făcut în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, să nu uităm că trebuie să dăm partea noastră celor, să dăm partea noastră lui Dumnezeu. Dărnicia este un lucru foarte important în economia lui Dumnezeu. Pentru cel credincios. Am amintit de cei din Vechiul Testament, dar și pentru cel din potrivit noului legământ, după învățăturile pe care le avem în Noul Testament. Da? Cel care are, este bine să dăruiască. Atât pentru lucrarea lui Dumnezeu, cât și pentru cel aflat în nevoie. Domnul Iisus spunea, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Așa că din binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, împarte, ajută, nu fi nepăsător, nu trece pe alături, ajută și pe cel sărac. Sunt apoi alte proiecte ce țin de răspândirea Evangheliei, un alt domeniu în care putem să, și este bine, și am văzut mulți oameni de business se implică și ajută să se construiască o biserică, să se construiască un orfelinat, să se construiască anumite școli creștine și este bine, așa trebuie să fie. Dumnezeu să ajute și Dumnezeu să lucreze. Să nu uităm că Dumnezeu este cel care face evaluarea modului în care ne construim afacerile. Dumnezeu evaluează. Nu evaluează și cei de la, cum se spune acolo, controlul de la bănci și care vine probabil să vadă actele, hârtiile, tranzacțiile, dacă s-au plătit taxele către stat și așa mai departe, cred că așa este și acolo, dar atenție, căutăm să facem și să aranjăm hârtiile ca să treacă inspecția și evaluarea.
tot așa ar trebui să fim preocupați și oamenii de afaceri să fie preocupați de a trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îmi evaluează compania, mă evaluează pe mine, felul în care m-am relaționat la muncitori, la ceilalți creditori, la ceilalți investitori, la partenerii de negustorie, Dumnezeu mă evaluează. Am procedat corect, am procedat potrivit cu adevărul totdeauna, este foarte important. Spune aici, am să citesc de la Exodul 22:9, în orice pricină de înșelăciune, atenție, în orice pricină de înșelăciune, și la ei era cazul cu animalele atunci, zice că cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut despre care se va zice, uite-l, pricina amândurilor părților să meargă până la Dumnezeu. Deci Dumnezeu judecă un astfel de caz. S-a pierdut, l-a aflat, nu i l-a mai dat, l-a furat, l-a găsit, nu l-a înapoiat. Pricina lor merge la Dumnezeu și el face, el evaluează cazul și el hotărăște potrivit cu adevărul. Un alt lucru. Când a fost în România, în urmă cu câțiva ani, spunea cineva, uite, vezi clădirea asta mare, eram în București. Cineva a vrut să o construiască, dar autoritățile sau, mă rog, cine trebuia să aprobe, nu a vrut să-i dea proiectul numai dacă dă 100.000 de euro. Când am auzit, nu-mi venea să cred. În România, da, să dai mită 100.000 de euro. Mă, este adevărat, zice, este adevărat, știu din sursă sigură, mi-a spus persoana respectivă. Dragii mei, mita în afaceri orbește și descalifică. Mita în afaceri orbește și descalifică. Este condamnată de Biblie. La Exodul capitolul 23:8 spune așa, să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Atenție, deci, la mită, la darurile care le dai să obții un proiect la o licitație. Să obții, eu știu, alte lucruri de genul acesta. Nu sunt foarte familiarizat cu ce se întâmplă acolo, dar din cât am auzit, da? Dar acesta e principiul cu care trebuie un om de afaceri să stea mereu. Notați-l, Exodul 23:8. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Bunul Dumnezeu să vă ajute pe toți la aceasta. După aceea, să nu uităm, cei care sunt în funcții mari, mă apropii de încheiere cu asta, cei care au responsabilități, ca și conducători, peste cei care au companii sau aici în sfera politică, dar care lucrează tot în domeniul economic, da? Că și acolo trebuie să fie creștini și oameni care procedează corect, deși uneori ne îndoim și situația este așa cum este. Am să citesc de la Ezechiel, capitolul 45, versetul 9, un verset pentru ei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Destul domnitori ai lui Israel. Încetați cu sâlnicia și răpirile. Faceți judecată și dreptate. Înlăturați stoarcerile voastre de la poporul meu, zice Domnul Dumnezeu. Să aveți cumpene drepte, o efă dreaptă și un bat mic, un bat drept. Efa și batul să aibă aceeași măsură. Batul să cuprindă a 10-a parte dintr-un omer și efa a 10-a parte dintr-un omer. Măsura lor se va potrivi după omer. Siclul să fie de 20 de ghere, 5 sicli să fie 5, 10 sicli să fie 10, iar mina să fie de 50 de sicli. Atenție la unitățile de măsură. Pentru cei care sunt cu legislația, pentru politicieni și pentru oameni de afaceri. Atenție la unitățile de măsură pe care le folosim. Pentru că înșelăciunea paște pe toți și înșelăciunea coboară în ochii lui Dumnezeu și descalifică. Înșelăciunea nu aduce binecuvântare. O istorisire hazlie am auzit undeva. Doi făceau schimb de mărfuri între ei și unul dădea un kilogram de brânză, celălalt un kilogram de carne. Era măcelar și își cereau unul altuia. Odată spune că
ăsta când a primit măcelarul, când a primit un kilogram de brânză de la partenerul lui de afaceri, a zis, ia să-l cântăresc. L-a pus pe cântar, era vreo 850 de grame, dar partenerul l-a taxat un kilogram de brânză. El ce a făcut? Când a trimis kilogramul de carne din partea lui, l-a cântărit cu brânza trimisă de partenerul lui și 850 de grame l-a trimis înapoi. Celălalt a cântărit și el kilogramul de carne, kilogramul venit de la prietenul lui. Și s-a scandalizat. Ce mi-ai făcut? Eu am cerut un kilogram, ți-am plătit un kilogram de carne, tu mi-ai trimis numai 850. Și atunci el a spus, am pus pe taler kilogramul tău de brânză și ăsta e kilogramul pe care ți l-am trimis. Amândoi se înșelau unul pe altul și s-au descoperit unul pe altul. Nu așa trebuie să fie, dragii mei. Efa trebuie să fie Efa dreaptă. Zice că mai este între voi blestemata Efa mică. Deci atenție la unitățile de măsură. Atenție la unitățile de măsură. Atenție la, la prețurile pe care le dăm. Atenție la, la ceea ce facem în privința aceasta, pentru că și prin aceasta trebuie să dovedim corectitudine înaintea lui Dumnezeu, să stăm cu ce este drept, adevărat, ca să păstrăm o bună mărturie de credincioși înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acum, cred că timpul s-a cam dus, vă mulțumesc, dar dacă mai este ceva în final, să vedem. O întrebare am la final, da. Domnule profesor. Diferența dintre o afacere făcută cu principii biblice de moralitate, de etică și alt tip de afacere este că afacerile necurate, cum spunem noi, afacerile incorrecte, aduc un profit imediat de obicei, iar afacerile corecte, cu principii, cu corectitudine, da, aduc un profit, o binecuvântare pe timp îndelungat sau după o așteptare. Omul în general, și nu numai în România, cred că e peste tot valabil asta, omul dorește să se îmbogățească cât mai repede și mari oameni de afaceri, cel puțin aici în zona noastră, doresc să se îmbogățească cât mai repede. Vreau să spun că răbdarea aceasta în afaceri este o virtute și așteptarea aceasta, că nu poți să faci profit sau, până la urmă, este o greșeală de management să ai răbdare să vină profitul când va veni. Nu, este o virtute, este o mare virtute să știi să aștepți, pentru că vedeți, atunci când investești, trebuie să aștepți, este ca și investiția, este ca și semănatul. Ai plantat sămânța, da, și aștepți să crească și secerișul nu este imediat. E un sezon al dezvoltării, da? Începe cu germinarea plantei și apoi se dezvoltă, apare firul frumos și până la seceriș mai este, dar e mare bucurie apoi când ajungi la seceriș și știi că ai depus o muncă corectă și vezi că secerișul e mare, este bogat, îți îndrepți privirea spre cer să zici, Doamne, mulțumesc. Da? Tu ai plantat sămânța, ai făcut tot ce depinde de tine, dar la vremea hotărâtă Dumnezeu este Cel care aduce coacerea și face secerișul potrivit pentru recoltă. Încă o întrebare legată de relația aceasta între angajator și angajat. Sunt multe companii și sunt zone în țară, în România, în care credincioși și-au dezvoltat afaceri. Au făcut diverse fabricuțe, diverse firme care se ocupă cu transport, cu producerea de mâncare, cu, știu eu, fabrici de pantofi și etc. Sunt diverse firme în România. Cu angajați credincioși și, bineînțeles, necredincioși. Din punct de vedere al business-ului, bineînțeles, compania respectivă trebuie să caute profitul, că așa este legea business-ului. Până la urmă, fiecare încearcă să-și facă un ban și, bineînțeles, să dea de muncă și celorlalți. Vreau să vă întreb, relația aceasta între angajatorul credincios și angajatul la fel de credincios, de obicei se întâmplă ca relația aceasta de frățietate la un moment dat și la locul de muncă să ducă la o slabă calitate a actului muncii. Pe principiu, bă, lasă că e fratele meu, că știți cum e, mă lasă, mă iartă, mai fac o dată, mai... Cum vedeți lucrul acesta?
Vorbeam cu cineva care a venit în România odată aici și mi-a spus despre un prieten care este businessman, n-am să spun orașul, și este un businessman de succes. Are o afacere de succes, o companie mare. L-a întrebat, cum ai făcut, cum ai început? Și spunea respectivul, am început cu familia. Mama, tata, frații mei, ei au fost muncitori prima dată. Dar astăzi nu mai lucrează niciunul în companie. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Păi n-a vrut să mă asculte. Și a dat afară, pe mamă, pe frate, pe toți a dat afară și a angajat muncitori care ascultau de el. Deci, așa este. Vedeți, suntem înclinați dacă cunoaștem pe patron, dacă este frate în credință cu noi, dacă este rudă cu noi, dacă este, eu știu, prieten cu tata sau a fost, sau să o lăsăm mai încet cu munca și calitatea muncii. Nu este bine. Apostolul Pavel abordează și subiectul acesta când vorbește despre stăpâni și robi, despre muncitori, da? Acum, amândouă categoriile erau în biserica primară. Și stăpânul de sclav și sclavul. Așa era atunci societatea, da? Și el îi sfătuiește, robilor, să fiți ascultători de stăpânii voștri. În toate. Nu contează că este fratele vostru și nu mai este zbirul de altă dată. Este fratele vostru în Domnul. Cu atât mai mult să vă dovediți vrednicia și cu atât mai mult să lucrați așa cum trebuie pentru el și în lucru încredințat vouă. Da? Deci așa se rezolvă. Vedeți, avem învățătură și în privința aceasta în Sfânta Scriptură. Nu contează care este relația ta cu persoana respectivă, de grad de rudenie, cunoștință, eu știu, prieten, ori același nivel de studii. Important este să faci partea ta și ceea ce ți s-a încredințat. Dincolo de asta, el are responsabilitatea lui ca și cel care coordonează compania, mai ales dacă el a înființat afacerea. Tu ai rolul tău de muncitor și trebuie să te achiți de acest rol așa cum trebuie, ca un creștin bun. Și el te va trata ca un director bun sau un patron bun. În sensul acesta, sunt foarte multe avertizări în Biblie cu privire la plată, că de acolo pornesc multe probleme, de la bani. Dar cel care se angajează, merge la companie, îl cunosc pe cutare, când vede că la salar nu este așa, eu știu, cum și-ar fi dorit, sau să-i dea mai mult, sau să-l avanseze pe poziție, un pic de nemulțumire acolo. Dar de multe ori mulțumirea este justificată și în sensul acesta Biblia ne spune așa, că patronul sau cel care are afacerea să fie respectuos și să fie corect cu plata muncitorilor. Iov a fost un exemplu și în privința aceasta, că l-am menționat mai devreme, și a zis, aduceți-mi unul care nu l-am plătit la timp. Pe de altă parte, găsim și versete de genul, cum ar fi la Levitic 19 cu 13, să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă, să nu oprești plata până a doua zi, plata celui tocmit cu ziua. Să nu oprești plata. Am auzit că se întârzie și aici se întârzie unii. O, lasă că îți dau cecul vineri sau cealaltă săptămână. Sau. Dacă ai avut înțelegerea că îl dai astăzi, dă-i astăzi. Dacă ai avut înțelegerea că îi dai la sfârșitul săptămânii, dă-i la sfârșitul săptămânii. Așa este corect, așa este bine. Așa este îndemnul pe care îl avem aici în Scriptură. Continuă apoi Scriptura cu un alt verset la Deuteronom. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui. Ascultați. Căci e sărac și o dorește mult. Altfel ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. A opri cecul sau a opri plata pentru o zi, pentru o săptămână, pentru o lună, înseamnă păcat înainte lui Dumnezeu. Dacă în înțelegerea contractuală, când s-au făcut angajările, se stipulează plata se face de două ori pe lună. Cam așa este aici în America, de două ori pe lună. Așa trebuie să se întâmple. Dacă este ceva neprevăzut, oamenii înțeleg, dar să nu devină obicei. Da, excepția se înțelege, dar să nu devină obicei. Sau mai mult să se evite plata după ce s-a făcut munca. Se întâmplă și s-au întâmplat, am auzit. Țin minte, tatăl meu a lucrat în România pe vremuri, după al doilea război mondial. Noi suntem din nordul Transilvaniei și a lucrat undeva la un combinat acolo la Hunedoara, la Călan, încă cu cineva și nu i-a plătit. Se făceau ceva construcții, nu i-a plătit ăia. Nu știu cum s-a întâmplat. Oamenii n-au avut bani de drum să meargă acasă cu trenul de la Hunedoara până în nordul județului Bistrița-Năsăud.
și au luat-o pe jos. Câteva zile l-au luat, pentru că n-au avut bani de tren, de mâncare, ce să mai vorbim. Deci, dacă ai promis, trebuie să dai. Mă amuză faptul, mai citesc știrile din România, ziarele, văd la sport, jucători de fotbal neplătiți de luni de zile, n-au ce mânca, sunt la cluburi în divizia întâi acolo. Ce se întâmplă? Pe de altă parte, suntem o țară creștină cu patroni creștini, nu intru în detalii, dar când este vorba de plată și de a ține cuvântul dat și este stipulat în contract. Unde este atunci virtutea, da? Și că răbdarea este bună, spuneam noi, și, dar când e vorba de investiție, dar când e vorba de plată, cel care face socotele trebuie să fie atent la lucrul acesta. Să nu lase să treacă timpul hotărât pentru plată. Aici spune, dacă e lucrător cu ziua, să nu vină apusul soarelui fără să nu-i dai plata. Pentru că el s-ar putea să strige la Dumnezeu și atunci Dumnezeu poate să-ți oprească și ție venitul de tot. Nu numai plata pentru o zi. Da, poftim. Slavă Domnului! Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim pentru contribuția excelentă pe care ați adus-o. Ne-ați îmbogățit cu câteva informații importante din Sfânta Scriptură cu privire la afaceri și, bineînțeles, la atitudinea angajatorilor față de angajat. Vă propun să facem și a doua parte, când dumneavoastră veți fi disponibil, despre angajatul la locul de muncă, despre principiile biblice ale angajatului la locul de muncă. Ca să fac așa o mică introducere, am văzut de multe ori există acel business of conduct, îi spune în limba engleză, da? Manualul angajatului la locul de muncă, marile companii. Multe dintre principiile care se găsesc în acel document se găsesc, bineînțeles, în Sfânta Scriptură. Și da, cred că ar fi important să discutăm și despre asta atunci când dumneavoastră veți fi disponibil și veți putea să fiți prezent cu noi. Ne-am bucurat să continuăm discuția și pe partea cealaltă, ca să vedem că nu numai firma și patronul are, să spunem, nevoie de a respecta niște principii, dar și angajatul și muncitorul să este dator să stea în ascultare de Dumnezeu și, bineînțeles, să se comporte creștinește la locul de muncă. Așa este, așa este. Vedeți, responsabilitatea de a trăi potrivit învățăturilor morale creștine este atât a patronului cât și a muncitorului. Atât a celui care a investit să-și dezvolte afacerea, cât și a celui care a fost folosit ca muncitor și lucrează mai departe în privința aceasta. Ambii au responsabilitate, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu, să facă partea lor înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi va binecuvânta și pe unul și pe celălalt. Da, mă bucur pentru sugestia aceasta, nu m-am gândit, dar este, cum spuneți, foarte binevenită, pentru că majoritatea sunt muncitori, nu conducători de firme, și atunci este bine să vedem care este și partea lor în ce privește ascultarea, slujirea, munca și care sunt responsabilitățile lor vis-a-vis de lucru la compania respectivă unde sunt. Stimatele domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult și rămânem să programăm împreună cea de-a doua emisiune. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Noi de aici vă binecuvântăm și ne rugăm pentru dumneavoastră și de asemenea vă dorim o zi excelentă, o săptămână excelentă și, bineînțeles, multe binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu pentru invitația de a fi din nou alături de dumneavoastră și nădăjduiesc că învățăturile pe care le luăm din Sfânta Scriptură să ne folosească tuturor, indiferent unde suntem, că suntem în România, undeva în Europa, în America, în Australia. Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de aceste învățături și să le transmitem, să le dăm mai departe și altora, din generația noastră și celor care vin după noi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ce faceți și pe toți ascultătorii noștri. Vă mulțumesc, la revedere!
Și noi vă mulțumim, stimați prieteni, am discutat despre principii de etică și conduită profesională. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!